permiteți, aș face o apreciere asupra proiectului pe care doamna profesoară de limba română, Alina Răileanu, împreună cu ceilalți organizatori, au reușit să facă astăzi și consider că în sufletele fiecăruia dintre voi s-a pus o picătură de nici mai puțin, nici mai mult decât Eminescu. Și este un lucru extraordinar. A fost foarte bine organizat totul și concursul de recitări, dacă este concurs, și cel de arte plastice, că s-au adunat copii din trei școli, după câte am înțeles, totul este remarcabil. Despre expoziția de pictură, fiind profesor de educație plastică, aș dori să vă spun că tema Eminescu este o temă foarte grea. Am predat și eu la liceul pedagogic și de multe ori am pus tema aceasta în fața copiilor. Este o temă grea. Poate în creion este un pic mai ușor decât în culoare. Deci în culoare este cu atât mai greu. Tot ce se prezintă aici este o muncă foarte mare, asemănătoare cu munca pe care au realizat-o copiii la recitările pe care noi aici le-am văzut. Ce vreau să vă spun este că am aici elevi care s-au remarcat în mod deosebit. Leonte Alexandru, Burciu Petronela, Pleșca Ana Maria, Ciubotaru Ovidiu, Gavriliuc Florin Stelian, Covaliu Petronela, Roman Petrică Ionuț, Levinski Victorița, Dinu Bianca, Chelaru Elena, Tudose Brândușa, Aslan Benamin, Dubiț Claudiu, Ciobanu Mihai, Bogatu George, Lucian Costel, Bălan Nicu și Saiber Florin Ovidiu. Cu toții au lucrat minunat și au spus în lucrarea respectivă și au pus toată dragostea lor pentru Eminescu, așa cum au pus-o și cei care au recitat. Felicit pe doamna profesoară, aduc mulțumiri domnului director de la școala Stelian, chiar dacă nu este pentru mine, ați rămas director. Și felicit pe domnul ziarist Crăzmăneanu, care, uitați, a adus aici pentru copii o serie de materiale ca să-i premieze. Și dulciuri și ceai, s-a gândit cu aceeași gingășie, ca și a doamnei profesoare, la acești copii minunați care astăzi sunt prezenți aici și, cum am spus, în sufletul fiecărui a picurat un pic de Eminescu. M-a întrebat domnul Petroneanu ce aș spune în continuare, în viitor, să existe de aici încolo, să-l iubim pe Eminescu în continuare, să-l transmitem la rândul nostru cu aceeași dragoste și gingășie cu care ne-a învățat doamna profesoară.